Nu mai este o noutate că jocurile pe smartphone-uri au depășit de mult Need for Speed-urile în care obișnuiam să ne jucăm la calculatoarele staționare în copilărie. Astăzi, în laboratorul Darwin, testăm cel mai recent joc al celor de la Gameloft, GT Racing 2. Cum arată jocul la prima vedere? O mulțime de mașini, mai exact peste 65. Tu începi ca de obicei cu cea mai slabă pentru a câștiga bani și a deschide o mulțime de trecuri din toate colțurile lumii. De la prima cursă poți vedea o detalizare grafică incredibilă. Dezvoltatorii s-au străduit ca fiecare mașină să fie șlefuită după modelul real, chiar și interiorul acestora. Iar dacă dai de vreun stâlp, cuțiturile și parbrizurile sparte sunt cât se poate de reale. Deviza jocului este The Real Car Experience și nu pot să nu fiu de acord, mai ales când în timpul cursei îți bate soarele în ochi, la fel ca în realitate. Totuși, ceea ce ține de controlul mașinii nu este totul atât de real. Intrarea în curbe este destul de rigidă și, în general, mașina se mișcă un pic cam straniu. Deci au cam ars-o Gameloft cu deviza. Se observă diferențe, mai ales când este activată camera din interiorul mașinii. Totul este prea liniștit pentru o mașină care merge cu peste 200 la oră. Dacă să facem comparație cu Real Racing 3, aici totul parcă este mai real, la fel ca și titlul. Totuși, GT Racing 2 are ceva ce demonstrează experiența adevărată la volan. Majoritatea circuitelor au porțiuni de drum care le-am denumit simplu drumurile Chișinăului. Mai exact, dacă ajungi pe ele, mașina începe să se clatine și trebuie să ocolești găurile mai mari, ca și drumurile de la noi. Asta zic eu, experiența condusului. Pe lângă Audi-uri, Mitsubishi și Chevrolet-uri, în joc sunt prezente și mașini de epocă ca Ford Mustang, Dodge Charger sau Mercedes 300 SL, ceea ce bucură ochiul. GT Racing 2 mai are și regimul multiplayer care îți permite să îți faci o echipă și să te întregi cu restul prietenilor. În concluzie, jocul merită de încercat, mai ales că acesta este gratuit atât pentru iOS cât și pentru Android. Linkurile pentru download sunt în descriere. Jocul am testat pe Nexus 7 și pe un Nexus 4. Totul a mers fără probleme, dar totuși pe iOS, mai ales pe un iPhone 5S, detalizarea este una cu mult mai bună. Acesta a fost review-ul jocului GT Racing 2. Nu uitați să dați un like la pagina noastră de Facebook, iar pentru a fi la curent cu ultimele episoade, abonați-vă la contul nostru de YouTube. Dacă mai doriți astfel de review-uri, dați de știre în secțiunea comentarii. Tot acolo poți pune sugestiile și solicitările tale. Toate bune!